Tocmai am avut revelația vieții. Știu despre ce să vorbesc în vlogul ăsta. Știu, gata, am contactat spiritele și mi-au spus că pot să vorbesc ca în Inception despre vlog în vlog. Vlog în vlog. Pot să vorbesc despre faptul că nu toată lumea este făcută să facă așa ceva. De ce? Pentru că în momentul în care încerci prea mult, îți iese un rahat. Dacă încerci prea mult, se pare altceva decât ești și nu vine natural, lumea o să vadă, oricât de tâmpiți ar fi, vor vedea, vor sesiza chestia asta și atunci e o rețetă de eșec. Dacă vrei o rețetă de succes, vă sugerez. Dacă vrei, vă sugerez. What the fuck? Dacă vreți să știți cum se face treaba asta, vă sugerez să vă uitați în afară. În afară, desigur, la vlogurile din America. Aici, în România, am văzut foarte mult tendința asta de a exagera. Dacă mă vedeți pe mine că fac gesturile astea și vorbesc așa, să știți că astea le fac și în viața reală, pentru că așa sunt eu teatrală. V-am spus, v-am povestit despre faptul că voiam să mă fac actriță la Hollywood? Nu. Poate n-am zis asta, dar uite că vă zic acum. Poate am zis pe blog, de asta vă recomand să știți blogul. Vedeți, este un mesaj subliminal. Așa se face treaba. Cum îți dai seama dacă ești făcut sau nu pentru a face un vlog? În primul rând, trebuie o cameră bună de filmat. Eu nu am una. Deci, deja puncte în minus pentru mine. Dar vă garantez că în maxim o lună sau două, această problemă se va rezolva. Și voi veni cu o calitate HD, poate chiar 3D. Cine știe, poate 5D, poate o să ies la voi prin monitor. One can only hope. Așa? Cum îți dai seama că ești făcut pentru a face vlogging sau pentru că fața ta să apară undeva? Simplu. Nu ești. Nu e chiar atât de simplu. Poți să încerci. Poți să încerci și poți să dai seama după feedback. Dar bine, poți să fii foarte încăpățânat și chiar dacă toată lumea zice că este un rahat ceea ce faci și că ar trebui să te lași, poți să continui și să te faci de râs. Dacă o să vină cineva la mine să-mi spună, Cori Kay, șvarză, lasă-te de vlogging, nimeni nu vrea să vadă fața ta, nimeni nu vrea să asculte ceea ce ai de spus. Nimeni. O să fiu ceva de genul... Dar eu vreau să ascult ce am de spus. Poate eu vreau să mă uit singur la videoclipurile mele. După ce le filmez, vreau să mă uit la ele și să le compar cu ale celorlalți. Pentru că asta face cineva care este a bitch. Da. Se duce să se compară cu ceilalți. Asta fac toți. Și în viața reală, și în vlogging, și în orice afacere. Te compari cu ceilalți. Dacă nu ești la curent cu ceea ce face concurența, ești deja pierdut. Trebuie să vezi ce face concurența și să faci mai bine decât ei. Ăsta este secretul. Învățați să faceți de la mine. Am terminat profil economic în liceu. Și da, pentru că am terminat profilul economic, am o carieră de succes acum. Lucrez pentru o companie foarte mare, din afară, la NASA. NASA lucrez. Nu, firește că nu lucrez la NASA. What the hell, m-am dus la liceul ăla pentru că era cel mai aproape. Ăsta a fost criteriul meu. Voi să nu faceți ca mine. Bine, voi nici măcar nu o să aveți șansa de a alege. La fel ca lui din Interviu cu un vampir. El nu a avut șansa de a alege. Și lăsat i-a dat șansa pe care el nu a avut-o. Nu știți despre ce vorbesc. Desigur, sunteți foarte, foarte mulți oameni triști. Oameni triști care pur și simplu fac și ei ce fac ceilalți. Și nu stau să își creeze o personalitate a lor, pur și simplu o copiază pe altora. Și da, uite, mă ating pe păr, că pentru că am văzut că așa se face atunci când faci un vlog sau un blog. Te mai aranjezi un pic. Da! Mai zâmbești, mă îți arăți decolteul. Eu nu o să fac asta. Nu pentru că nu aș avea am. Dar îmi place să simt totul ascuns. De asta și fac aceste videoclipuri în întuneric. Bine, asta și pentru că nu am o cameră HD. Dar lumina ar face ca fața mea să se vadă mai bine, ceea ce nu este un avantaj, deci din nou puncte în minus. Deci țineți minte, copii, vreți să vă apucați de vlogging? Luați-vă o cameră bună,
facultativ operație estetică și cam atât. Ce spuneți nu contează, de cele mai multe ori. De cele mai multe ori pe internet oamenii intră ca să se uite la cum arăți. Mai ales dacă ești o tipă. Și dacă ești un tip, dar mai rar. Și poți să arăți fie bine, iar lumea să se uite la tine fără să intre în ceea ce spui, pentru că, wow, se uită la decolteu, se uită la I don't know what, sau poți să arăți nașpa. Și lumea să vină să se descarce pe tine, să zică, Doamne, tu ești de vină pentru absolut tot ceea ce mi s-a întâmplat în viața asta și în celelalte și în cele viitoare. Tu ești de vină pentru că ești o nasoală și ți-ai arătat fața și mi-ai stricat ziua și m-am uitat la videoclipurile tale și am pierdut 5, 10, 15 minute din viața mea. Și m-am uitat și acum vin aici să dau comenturi să zic cât de nașpa ești ca să mă facă să mă simt mai bine. Eu cu mine. Sunt pregătită pentru asta. Îmi asum. M-am băgat în chestia asta și nu știu dacă o să degenereze ceva, nu știu dacă, nu știu cât de mult o să aibă impact, ce impact o să aibă. Poate nu o să se uite nimeni la videoclipurile astea, poate o să se uite cineva, poate o să se uite doar oamenii care mă cunosc. Poate. Poate să-i duc toată lumea și poate să ajung să mă întâlnesc cu Brad Pitt și o să ajung să joc în filme la Hollywood. Și să devin super cunoscută și urâtă acolo. Zilele trecute am încărcat pe Facebook o poză sau nu știu cum se numește, o chestie cu scris pe ea, basically. Și era cu Zodi. Da, știu că v-am înnebunit cu asta, dar ce poți să faci? Dacă mie îmi plac chestiile astea, puteți să mă judecați. Adică puteți, dar nu este etic. La fel cum nu este etic să fii prof de etică și să te tragi cu studentele. Asta este altă poveste pe care o păstrez pentru o altă dată. Să revenim. Am postat o poză despre zodii, despre cât de bitchy sunt zodiile. Bitchy, adică în română, pentru cei care nu știu engleză, deși cred că toată lumea știe engleză și dacă nu știți, căutați pe Google Translate. Bitch, adică ești o cățea, tea, ești o nenorocită. Bitch, bitch nu înseamnă ești o panaramă, ești o curvă. Nu, bitch, înseamnă că ești rea și a naibii, a dracu și a femeie de asta. Sau un bărbat, poți fi și a bitch man. Bitchy man. Și la Capricorn, zodia mea, scria că the bitch that everyone hates. Deci toată lumea mă urăște. Ei bine, este ceva și asta. Să știți și voi că opusul iubirii nu este ură. Nu. Nu. Este să ignori, să ignori total. Asta este opusul iubirii. Să nu-ți pese deloc. Dacă urăști, deja este un sentiment puternic. Este poate la fel de puternic ca și iubirea, dar nu este opusul. Nu este opusul ei. Poate în cărticica de antonime apare acolo, dar nu este așa. Adevărul este dincolo de noi. Cantus Alex. Iar vorbesc despre altceva, nu? Față de ceea ce am spus la început. Da, să revenim. Dacă vreți să vă faceți vlog, puteți să vă faceți vlog. Eu vă dau voie. Aveți the blessing of the Godfather. I am the Godfather. Vreau să fiu Godfather pentru că Godmother, mă și cu gândul la cenușărea asta și nu vreau să am o baghețică cu o steluță pe ea. Nu. Vreau să fiu the Godfather. Să fumez un trabuc cu banez, I don't know what, și să fie un costum și cu pălărie. The Godfather. Da, sună mai bine. Deci aveți binecuvântarea mea, puteți să faceți vlog. Dar apoi dacă o să vă vină hater și o să zică că sunteți nașpa, să nu dați vina pe mine. Sau puteți să dați vina pe mine, că nu pasă. Deci, cam de asta aveți nevoie. Să aveți o cameră
HD. Să aveți sunet. Deci sunetul este foarte important. Ok, se vede nașpa, este totul pixelat, poate nu se vede nimic, dar măcar se audă. Am avut clipuri care se auzeau deplorabil. Până și mie mi-a fost silă să mă uit la ele și nu m-am uitat. Nu le-am șters, le-am lăsat acolo ca să văd de unde am pornit. Trebuie să aveți un sunet bun. Deci, nu știu, luați-vă microfoane sau investiți. Trebuie să investești. În orice afacere mai întâi trebuie să investești ca să câștigi ceva. Da, deci astea au fost sfaturile mele. Dacă vreți să vă faceți vlog, puteți să vă faceți. Dar o să vă sabotez. Nu, nu o să fac asta. Da. Asta e tot ce am avut de spus. De fapt, mint. Aș avea atât de multe de spus. Am atât de multe de spus. Dar o să spun în alte clipuri. Lăsați-mi voi sugestiile voastre despre ce ați vrea să vorbesc. A fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea. Da, o să mă duc să dau probă. Să fiu actriță. Să mă vedeți în film. Dar cum ai putut să mă înșeli? Ai fost nenorocit. Da, știu că am fost și nu-mi pare rău. Pentru că tu, draga mea, ești o panaramă. Da, încerc și eu. Încerc.